care sunt beneficiile acestui aparat și ce îl face pe el deosebit în tot acest proces? Este cel mai nou aparat de mamografie din regiune. Fiind cel mai nou, doza de iradiere este mult scăzută. Examinarea nu mai este atât de neplăcută pentru femei, timpul de expunere fiind foarte mic și presiunea redusă. Este un aparat digital cu tomosinteză care poate diagnostica mult mai ușor cancerul de sân în stadii incipiente. Mamografia în ziua de astăzi este principala metodă de screening al cancerului de sân. Screeningul își dorește să poată depista tumorile de sân în stadii cât mai mici, stadii în care ele pot fi vindecate complet. Din acest motiv, centrul OCH de excelență dedicat cancerului de sân a achiziționat cele mai noi aparate. Acest mamograf cu care încheiem lanțul de diagnostic al cancerului de sân, noi până acum având rezonanța magnetică și ecografia dedicată cancerului de sân. În afara acestui aparat, în premieră în România, ne putem mândri cu acest lucru, am achiziționat și un aparat care se numește Sentimag, care funcționează pe baza câmpului magnetic și care poate depista ganglionul santinelă, ganglion care este foarte important în terapia chirurgicală a cancerului de sân, și tot cu acest aparat putem marca tumorile mici pe care chirurgul nu le palpează, în ideea de a fi cât mai bine rezecată tumora primară. Totul funcționează fără iradiere. Este o inovație în domeniu și acum există în OCH. Cât de importantă este prevenția și detectarea timpurie? Se poate ajunge ca o femeie să scape complet de această afecțiune? Da, cancerul poate fi vindecat dacă este descoperit în stadiile mici. De aceea vorbim despre prevenție și despre screening. Atâta timp cât femeia nu vine niciodată la medic și își palpează ea singură tumora, vorbim despre un stadiu mare în care tratamentul este dificil, este greu suportat de pacientă și durata, speranța de viață se reduce. Prin screening, prin educația femeilor, prin informarea acestora și prin șansa de a veni regulat odată la 2 ani la o ecografie mamară, putem descoperi cancerul într-un stadiu în care se poate fi vindecat 100%. Mamografia este esențială pentru diagnosticul precoce al cancerului de sân, este gold standard pentru screening în cancerul de sân și este esențială. Evident că pe lângă mamografie sunt necesare și celelalte investigații imagistice în anumite momente ale diagnosticului, ecografia sau RMN-ul de sân, și sunt investigații pe care le avem la dispoziție aici în clinica noastră. Policlinica OCH are un nou aparat, Sentimagul. Aș vrea să ne vorbiți câteva cuvinte despre acesta și cât este el de important în tot acest circuit. În diagnosticul ganglionului santinelă, în chirurgia cancerului de sân, identificarea acestuia este esențial. De aceea, noua este o tehnologie nouă prin care se poate direcționa chirurgia mult mai specific pentru pacient și crește atât calitatea actului medical, cât și șansele de vindecare ale pacientei ulterioare. Da, recomandarea generală este peste 50 de ani, dar problema este că riscurile pe care le avem fiecare sunt individuale. Unii au riscuri mai mari, unii au riscuri mai mici. Până la urmă, cea mai bună variantă este de prevenție personalizată, de a beneficia de algoritmul de prevenție al Previa care este în clinică și care te ajută să direcționezi pacientul, să evaluezi riscul corect. De aceea, vârsta poate să scadă, dar este influențată de toate aceste variabile. Index de masă corporală, statutul de fumător-nefumător, antecedente heredocolaterale, adică rude care au avut cancer. De aceea, cea mai bună variantă este aceea prevenției personalizate, care îți evidențiază riscurile pentru tine, ca persoană. Altfel, rămâne strategia generală populațională, care spune screening peste 50 de ani, din 2 în 2 ani cu mamografie, până la 69 de ani. Poate această prevenție, pot aceste aparate să ajute o femeie să scape complet de cancerul de sân? Supraviețuirea în stadiile 0 și 1 este de aproape 100%. Deci răspunsul este da, dacă cancerul este identificat în stadiile incipiente.
here. Is this the first one in Romania or the first one that in this region of Romania? Yes, exactly, you are right. The system here in Constanta is the first one in Romania. And the system is quite popular in the rest of the Europe. It's mentioned in a few guidelines as surgical oncology societies even recommend to use it. And it's more than 250 systems all around the Europe installed. So we are very happy that Romania is joining the group of users of the system.